Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În tutorialul precedent am reușit să stabilim metoda prin care putem invita profesorii să folosească acest catalog online. Această metodă nu poate fi folosită și pentru părinți, deoarece la o astfel de invitație părintele ar avea acces la datele tuturor elevilor din clasă, lucru care ar încălca regulile GDPR. Pentru a evita acest lucru, pentru fiecare elev aflat în catalog se va crea o foaie de calcul, foaie de calcul care va importa datele elevului din fișierul catalog. Pentru început, să creăm prima foaie de calcul pentru primul elev, Popescu Ionel. Se merge în aplicația Drive, se merge pe butonul Nou și apoi opțiunea Foi de calcul Google. Redenumim această foaie de calcul cu numele elevului. Acum va trebui să importăm datele acestui elev din catalog. Pentru a realiza acest lucru ne vom folosi de funcția Import Range. În celula A1 vom folosi această formulă Import Range astfel. În primul rând vom copia adresa fișierului catalog, apoi trecem la folosirea funcției egal import range, fiecare parametru va fi scris între ghilimele, primul parametru va fi adresa, apoi caracterul punct și virgulă, apoi zona de celule, numele foii de calcul și zona de celule pe care noi dorim să o importăm. Bineînțeles că vom importa foaia de calcul numită Popescu Ionel, iar zona de celule va fi de la A1 până la Y30. De menționat faptul că între numele foii de calcul și zona de celule se pune caracterul semnul exclamării. Acum la acționarea tastei Enter o să apară în celula A1 o eroare. Această eroare apare deoarece se dorește acordarea permisului accesului asupra foii de calcul cu acel catalog. Bineînțeles că vom acționa butonul Permiteți accesul și astfel sunt importate datele elevului Popescu Ionel din catalogul clasei în foaia de calcul specifică lui. Pentru ceilalți elevi din clasă nu avem altceva de făcut decât să creăm copii ale acestei foi de calcul, dar va trebui să schimbăm și locul din care să fie importate datele. Prin urmare, vom acționa meniul Fișier și apoi faceți o copie pe care o să denumim cu numele următorului elev, care este Georgescu George. Nu bifăm niciuna dintre opțiunile trimiteți la celorlalți persoane și copiați comentariile. Vom lăsa aceste opțiuni nebifate. Vom acționa butonul OK. Vom modifica datele din funcția Import Range, și anume foaia de calcul din care să fie importante datele nu va mai fi Popescu Ionel, ci va fi Georgescu George. Și bineînțeles că va trebui să dăm din nou accesul legăturii între foaia de calcul corespunzătoare elevului Georgescu George și foaia de calcul în care se regăsește datele catalogului clasei. Vom acționa, bineînțeles, butonul Permiteți accesul. Și se observă că acum datele care apar în această foaie de calcul sunt datele elevului Georgescu George. Vom crea din nou o altă copie pentru următorul elev.
și așa mai departe pentru fiecare elev în parte. Acum va trebui să trimitem invitații fiecărui părinte al fiecărui elev din clasă. Pentru elevul Popescu Ionel o să-i trimit invitație părintelui său astfel. Din aplicația Contul meu Drive voi executa un click dreapta pe foaia de calcul corespunzătoare elevului, apoi opțiunea Trimiteți și bineînțeles că voi adăuga adresa de e-mail a părintelui elevului. Voi modifica opțiunea din editor în doar cititor, deoarece nu dorim ca părintele elevului să poată modifica această foaie de calcul. Și bineînțeles, îi vom scrie și un mesaj. Apoi vom acționa butonul Trimiteți. În acest moment am deschis pe suprafața de lucru trei ferestre în care sunt logat la Google cu trei conturi diferite. În prima fereastră din stânga sunt logat cu contul dirigintelui, în fereastra din mijloc sunt logat cu contul profesorului și în ultima fereastră din dreapta sunt logat cu contul părintelui elevului Popescu. Se observă că în fereastra părintelui am un buton în care scrie numai pentru vizualizare, deci nu voi putea să editez această foaie de calcul. Dar dacă profesorul execută modificări, notează sau pune absențe în catalogul respectiv, se observă că în celelalte ferestre a dirigintelui și a părintelui elevului, aceste modificări se întâmplă în timp real. Deci, practic, părintele are acces la notarea elevului sau la acordarea de absențe în timp real. Aceasta a fost seria de tutoriale referitoare la catalogul online. Eu am fost Adrian, sper că v-a fost de ajutor și până data viitoare vă doresc la revedere!